Bine ai venit pe canalul Adevăruri Secrete. Dacă ești pentru prima oară aici, nu uita să te abonezi la canal apăsând butonul de subscribe și clopoțelul. Joi 28 ianuarie 2021, prima lună plină a anului este în leu, iar regulile jocului se vor schimba pentru noi toți. Pe 28 ianuarie, ora 21:18, ora României, ne vom bucura de un spectacol ceresc nocturn special, căci vom putea observa pe cerul nopții prima lună plină a acestui an. Este o lună plină în leu care marchează nu doar un început astrologic, dar și începutul unui nou ciclu. Lucrurile vor intra pe un alt făgaș decât cel normal, iar din 28 ianuarie, adică peste doar 5 zile, se vor schimba și raporturile între oameni. Leul simbolizează puterea, căci este regele junglei, iar o lună plină în acest semn aduce întotdeauna o bătălie uriașă. Prima lună plină din 2021 care pică în zodia leului ne luminează puternic propriile posibilități și talente, determinându-ne să vorbim cu îndrăzneală, pasiune și inițiativă despre cine suntem, ce ne dorim și încotro vrem să ajungem. Totul cât mai curând, mult sub semnul acțiunii. Cu soarele în vărsător și lună plină în leu, polaritatea jonglează între subiectivism și obiectivitate, între prietenie și romantism, între plăcere și practicalitate, între un simț al datoriei și un simț al apartenenței la un grup, între exprimarea de sine în moduri mai personale sau modalități mai impersonale. Luna plină în leu ne face să strălucim sigur pe noi, ne determină să facem un pas în față și să ne punem în valoare individualitatea. Nu mai este suficient să fim un puzzle dintr-o mulțime. Suntem împinși să devenim acel puzzle care pune toate roțile în mișcare. Să ne asumăm roluri puternice care au o capacitate de a schimba starea de a fi a lucrurilor, a situațiilor sau chiar a emoțiilor celorlalți. Luna plină în leu luminează nu doar cerul, dar ne luminează pe noi înșine, îndemnându-ne să facem un pas înainte, înspre accelerarea stării de conștiință. Nu este loc de modestie în perioada următoare. Leul invită la detașare, la demnitate, strălucire și mândrie, dar și către o putere de motivare extraordinară. Nu este loc nici pentru autocompătimire sau pentru a ne plânge de milă în perioada următoare. Leul este acea zodie care deține puterea interioară de a scoate ce e mai bun dintr-o situație, indiferent cum ar fi aceasta, bună sau grea. Leul este tot numai inimă, așa că să ne deschidem inima în perioada următoare, să fim curajoși ca el, să vorbim și să acționăm dintr-un loc al inimii și al minții, să ne amintim că suntem, putem și îndrăznim să cerem ceea ce ni se cuvine, chiar dacă asta înseamnă să ieșim ocazional din zona de confort. Energia leului este una a acțiunii și a asumării responsabilității, pentru a ajunge acolo unde vrem să fim cu adevărat. Ea ne îndeamnă să construim și să acționăm, să fim liderii propriei vieți și să o ducem în direcția în care dorim să o ducem, să începem noi proiecte, să ne asumăm niște riscuri chiar și pe termen lung pentru a ne îndeplini visurile. Prin urmare, în următoarele săptămâni planetele se aliniază astfel încât noi să ne putem alinia la noi înșine, iar timpul devine un aliat bun al nostru pentru a ne putea exprima mai bine, pentru a vorbi despre ceea ce simțim, pentru a ne face vocea auzită și înțeleasă. Fie că vrem sau nu vrem, emoțiile sau sentimentele ascunse pe care ni le-am reprimat mult timp au tendința de a ieși la suprafață, mai devreme sau mai târziu, provocându-ne să le conștientizăm și să ne redresăm relațiile cu ceilalți, pornind de la aceste premise ale sincerității și ale jocului cu cărțile pe față. Deși celelalte evenimente astrale care au loc în jurul acestei luni pot fi un pic haotice și anumite lucruri de care eram sigur se vor dovedi a fi aducătoare de confuzie, iar pământul stabilității nu mai pare atât de sigur, luna plină în leu ne ajută să ne redresăm circumstanțele și să ne protejăm cosmic totodată. Marte este în Taur, iar luna plină în leu va fi în opoziție cu Jupiter în vărsător, ceea ce ne face mai pasional ca de obicei, dar și mai irascibili și mai nervoși. Ne poate scoate la suprafață frustrările, excesele și ego-ul, așa că trebuie să învățăm să le gestionăm într-un mod sănătos, dându-ne nouă înșine spațiu, timp și răbdare pentru a lucra cu ele. Ne putem fructifica entuziasmul și energia constructivă și plină de inițiativă a leului dacă ne exercităm capacitatea de autocontrol și ne manageriem cu grație, responsabilitate și inteligență micile accese de mânie.
Ca aspecte negative însă, sub influența lui Marte, energia leului poate conduce și către agresivitate și sfidare, poate chiar violență sau intrarea într-o stare defensivă nejustificată. Așa că, invocați armonia atunci când vă simțiți acaparați de emoțiile negative, indiferent de cât de îndreptățiți vi se pare că sunteți să le simțiți. Nu uitați că noi ne controlăm mânia și nu ea ne controlează pe noi. Este foarte important să nu ne rănim nici pe noi înșine și nici pe ceilalți și să ne ferim de ceea ce ne aduce un disconfort emoțional acut și major, mai ales în relațiile romantice sau de iubire. În relațiile de afaceri, un pic de strategie, detașare și privirea dintr-o perspectivă mai amplă a lucrurilor nu strică niciodată. În relațiile intime, nevoia de prezența fizică a celuilalt și impulsurile sexuale puternice se intensifică, ceea ce ne poate determina să ne aruncăm în relații care nu servesc cu adevărat scopului sau spiritului nostru. Numai că luna plină în leu de pe data de 28 ianuarie 2021 coincide cu un alt eveniment astral magistral, alinierea dintre Jupiter și Saturn, conjunctură ce vine la rândul său cu o energie fantastică și norocoasă, cu o accelerare a darurilor și a talentelor noastre individuale și chiar cu abundență acolo unde este nevoie de ea. Să nu ne mire dacă, într-o perioadă următoare, în confuziile cu care ne confruntăm vom găsi iluminare și îndrumare, căci Universul ne va pune față în față cu niște oportunități și sincronicități minunate. Sunt încurajate în această perioadă totodată inițiativele și lansările de afaceri, evenimente sau chiar semnarea unor noi contracte și înțelegeri. Nevoia de a răspunde dorințelor noastre cu pasiune și dinamism este acolo și o putem folosi într-un beneficiul nostru. Așadar, nu uitați această dată, 28 ianuarie 2021, ora 21 și 18 ora României, prima lună plină a acestui an. Să vă fie cu folos energia acestei luni pline, dragi prieteni! Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc că faceți parte din comunitatea Adevăruri Secrete. Nu uita să ne susții cu un like, să te abonezi la canal, să apeși butonul de subscribe și, bineînțeles, clopoțelul. Foarte important să ne lași un comentariu, să ne spui părerea ta despre acest material și să vizionezi și alte materiale care vor apărea în descriere mai jos. Până data viitoare, toate cele bune!